În fiecare an electoral, alegerile locale dădeau de furcă partidelor în Comuna Bătrâna din cauza numărului prea mic de locuitori. La fel și anul acesta. Din tabelul dat publicității de Autoritatea Electorală Permanentă, Comuna Bătrâna mai are doar 85 de locuitori cu drept de vot, ori legea obligă depunerea unor liste cu minimum 100 de susținători pentru funcția de primar. Până acum, problema era rezolvată cu 10 de vize de flotant, obținute de reprezentanții partidelor interesate. Anul acesta însă, locuitorii spun că nu mai vor ca viitorul să le fie hotărât de flotanții străini de comună. Pentru alegerea Consiliului Local nu este niciun fel de problemă, însă alegerea primarului dă multe bătăi de cap potențialilor candidați, pentru că nu sunt suficienți susținători, doar 85 dintr-un necesar de 100. Nici actualul primar nu este hotărât să mai candideze din motive de sănătate. Situația din acest an electoral apărută în Comuna Bătrâna, cea mai mică din România, este o premieră și, în consecință, rezolvarea situației cade pe umerii autorităților centrale. Dau eu un răspuns. Legiuitorul trebuie să găsească soluția. Practic ar trebui să se gândească și la varianta asta. E un caz special. Cred că niciunde nu sunt așa ceva. Cât despre realizarea pragului de 100 de susținători cu ajutorul obținerii vizelor de flotant anul acesta, nici vorbă, susține primarul Radu Herciu. Asta e soluția pe lângă lege. Într-un fel, îi aduci flotanțe de pe alume, care habar n-au nici în plin, nici în mânecă cu problemele comunității și vin o zi, pleacă și comunitatea rămâne, cei care mai sunt aici, rămân cu problemele lor. Da, așa este logic. Soarta comunității să fie decisă de către reprezentanții comunității, nu de străini care... Bineînțeles. De reprezentanții comunități aleși de comunitate, nu de nu știu cine, de alte meleaguri. E adevărat că vă mai gândiți dacă veți mai candida sau nu? Da, e adevărat, pentru că sunt într-o situație mai puțin plăcută. M-am îmbolnăvit și nu știu dacă îmi revin. Soluția există, rămâne de văzut care va fi agreată de administrația centrală. Dar, în ideea viitoarei reorganizări administrativ-teritoriale, poate nici nu va mai fi nevoie de primar în Comuna Bătrâna.